Salut, oameni protejați, și bine ați venit la un nou video din seria unde ne uităm la accesorii pentru board games și astăzi ne vom uita din nou la un insert și anume la insertul de la Folded Space pentru Brass Birmingham. În această, exact cum vine acest pachet, să-i spunem așa, este adaptabil pentru Brass Birmingham Retail, Brass Lancashire și Brass Birmingham Deluxe. Deci, practic, acum eu am făcut pentru, și o să mergem imediat la masă să vedem despre ce este vorba pentru varianta Brass Birmingham Retail și mi-au rămas niște piese care se foloseau dacă aș fi avut una din celelalte variante. Deci, practic, un singur pachet luați și puteți să îl adaptați și să-l construiți în funcție de care din cele trei jocuri le aveți. Ca de obicei, vreau să spun ce îmi place foarte mult la aceste inserturi de la Folded Spaces. Unul la mână, sunt ușor de construit, aveți acolo niște instrucțiuni de construcție, un A4 față-verso, care vă zice exact fiecare din compartimente cum se construiește. Repet, eu aș pune puțin lipici pe ele ca să fie mai... Să stea mai bine împreună, de ce? Fiindcă câteodată o să ridicați de una singură ca să le scoateți din cutie și dacă nu sunt lipite, s-ar putea să rămâneți cu părticica aia în mână. Dar ele sunt foarte bine explicate cum se construiesc, puneți puțin lipici, ați rezolvat problema. Îmi place foarte mult cum sunt compartimentate, vedeți aici în imagine și o să vedem imediat când merge la masă. Un alt avantaj mare este faptul că sunt foarte, foarte ușoare, deci nu îngreunează jocul cu aproape deloc, față de poate alte inserturi din plastic, lemn și așa mai departe. Și avem aici, într-adevăr, vedeți că sunt destul de libere, o să vedeți și când merge la masă, dar având în vedere că puneți regulamentul, puneți alea, o să vedeți imediat, ele nu o să sară de acolo. Deci, practic, astea sunt trei elemente importante, ușor, rapid de construit, respectiv foarte bine organizate, fiecare scrie chiar în instrucțiuni, pe fiecare compartiment pentru ce fel de piese sunt, respectiv sunt foarte ușoare, nu cresc cu foarte mult greutatea jocului. Și da, cam asta general despre insertul de la Folded Space pentru Brass Birmingham. Haideți la masă să vedem despre ce este vorba și apoi terminăm videoul acolo. Haideți să ne uităm cum arată insertul. În primul rând vreau să vă zic că, având în vedere calitatea sau grosimea planșelor și scrie asta la ei pe site și pe instrucțiuni, datorită la unele variante grosimea planșelor a crescut și atunci aveți foarte puțin lid, vedeți aici, iese puțin din capacul, este puțin ridicat. Vedeți cam atât, haideți să vedem. Vedeți, cam cu atâta este mai înalt datorită schimbării grosimii planșelor. Bun, haideți să vedem cum arată toată treaba asta. Ei recomandă să puneți planșele de jucători deasupra, să puneți planșa mare de joc, așa, și deasupra elementelor, deasupra compartimentelor să puneți regulamentul cum am făcut eu aici, ca să țină chestiile în loc. Am întors-o, am scuturat-o, nu are absolut nicio problemă, nu se împrăștie piesele. Și acest insert, având în vedere că cutia este foarte groasă, este pe un singur rând, cum ar veni, și aveți aici direct o viziune de ansamblu a lui. Puteți foarte simplu și uitați, pentru idei din astea, o să dați cu lipici pe diferitele, cum să zic, pe diferitele piese, având în vedere când scoateți așa o piesă să nu rămâneți cu ea în mână. Și practic așa arată treiurile pentru jucători. Sunt aici puse pe categorii, aici cutiile, aici astea de cotton, dacă nu mă înșel, aveți aici minele, ce mai avem aici? Așa, diferitele fabrici care sunt în Brass Birmingham și aici aveți aruncate, puse la grămadă piesele care oricum veți scoate piesa de jucător. Eu pun și bani aici, acum faceți cum doriți, puteți să puneți banii în zona de bani, dar eu echipez deja astea direct cu banii de start pentru jucători și după ce scoateți banii, scoateți piesa asta și scoateți cele două jetoane cu care trecuiți cele două trecuri, practic atunci o să rămâneți doar aici așa cu bărcile și trenurile cu care vă faceți legăturile. Deci practic foarte ușor de făcut setup-ul, un alt avantaj când aveți un insert bun, practic când începeți jocul, scoateți
din astea pe culorile jucătorilor și le dați. Le dați, ok, cine ce culoare vrea? A, vrei roșu? Pac, am scos roșu, i-am dat o planșă de jucător și începe foarte simplu să-și echipeze cu ajutorul acestor separatoare. Ia un din ăsta, pune toate maro. Eu le-am pus și în ordine, ca să fie și mai ușor. Și vedeți că setup-ul este unul foarte rapid, adică mă refer la setup-ul din cutie. Bineînțeles, nu schimbă faptul că trebuie să puneți pe planșă piesă cu piesă când vorbim de fabrici aici. Dar, cum spuneam, foarte simplu, se scoate și se folosește pentru asta. Aici avem două spații pentru cărți și avem aici pentru cărbune. Avem aici zona pentru cărbune și jos zona pentru fier. Bineînțeles că puteți astea să le scoateți sau pur și simplu să le scoateți și să le puneți pe masă și puteți astea să folosiți și ca trăgător de cărți. Acum le-am împărțit eu aici. Aici am pentru toate cărțile pentru 2 jucători și aici am cărțile speciale și cărțile pentru 3 și 4 jucători ca să-mi fie mai ușor să le amestec în funcție de câți jucători suntem. După aia avem aici acest suport care pur și simplu îl scoate în stengata de joc, care conține banii de 1, de 5 și de 15. Punem frumos înapoi și aici sunt cărțile de ajutor. Fiecare jucător va primi una și avem zona de butoaie, care și asta putem să o punem pe masă. Și aici sunt jetoanele de piață, care le punem în diferitele orașe în mod aleatoriu. Și cum ziceam, aici sunt cărțile de ajutor, care țin practic și butoaiele acelea în loc. Observați, se potrivesc cu cărți slivuite fără niciun fel de problemă. Uitați, vi le pun înăuntru, intră, mai este chiar și spațiu. Da. Deci avem practic aici toate elementele care sunt necesare pentru un setup rapid. Cum spuneam, pur și simplu doar, ok, cine ce culoare ia, joacă, scoateți un player aid, puneți astea pe masă. Bineînțeles, mai trebuie să verificați în funcție de numărul de jucători să aveți toate cărțile amestecate în pachet. Practic, lumea își echipează planșele și jocul este gata să înceapă. Cum spuneam, având în vedere că se pune regulamentul și apoi toate necesare, bine, probabil, având în vedere că ei de obicei recomandă să puneți regulamentul deasupra la inserturile lor, aici, având în vedere că este planșa, puteți, cred că, să puneți și invers, da, eu pun așa cum spun ei. Avem aici asta planșele jucătorilor. Deci observăm, ele nu trec, ele țin aici, numai că sunt puțin mai înalte. Da, și cam asta este insertul de la Folded Space pentru Brass Birmingham. Cum spuneam, dacă luați acel pachet, puteți să are toate componentele necesare să faceți pentru Brass Lancashire, acolo e o mică diferență, respectiv aveți necesarele să faceți pentru Deluxe Edition de la Brass Birmingham, care are și ținătoarea pentru Iron Clay și așa mai departe. Deci un singur pachet trebuie să luați și puteți să-l adaptați pentru oricare din cele trei variante. Bun, cam atâta. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați un subscribe aici și un follow la pagina ProTplays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTplays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon. Acolo aveți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!